Din pasiunea pentru călătorii a ajuns să-și pună pe roți o adevărată casă, mai bine spus să o cumpere. Dar s-a gândit că nu poate fi el singura persoană care vrea să călătorească cu casa după el. Astfel și-a deschis și o afacere. Aflăm împreună povestea lui Alexandru Cojocari. Cu cât vrei să descoperi mai multe locații, îți dorești să și economisești mai mult, dar vrei și unele comodități, care nu sunt tot timpul la nivelul așteptărilor. Asta și-a spus și Alexandru Cojocari, care, după mai multe călătorii, a înțeles de ce are nevoie. Cât nu au fost copii, mergeam la odihnă cu cortul, la munte sau într-un circuit cu mașină, mai dormeam uneori mașină în drum și cumpărat copii, e nevoie de un confort. Câteva ori am închiriat autorulotă și am călătorit prin Spania. Mi-a plăcut foarte mult acest gen de călătorie. Din prima călătorie am făcut un vis că poate cândva să cumpăr o rulotă. De la idee la fapt au trecut mai puțin de 3 ani. Alexandru a devenit proprietarul a 4 rulote, dorind să ofere și altor persoane această oportunitate. De una de zile de când am deschis companie Camper în Moldova, cele 4 mașini au făcut peste 150.000 de kilometri într-un an. Au fost vizitate 35 de țări. Numai în Marea Britanie nu au ajuns rulotele noastre. Practic în toate țările Europei au fost, chiar și în Portugalia, în Norvegie, în Rusia, în Belarusia, toate țările. Ultima experiență a lui Alexandru a fost tocmai în țara lui Moș Crăciun. Am fost în Laponia de 2 ori, o dată vară. Și așa de mult mi-a plăcut că și iarna tot am luat toată familia și am plecat în nordul Finlandiei. Drumul lung de aproape 3000 de kilometri a fost mai accesibil și ușor, anume din motiv că au ales să meargă cu rulota, fiind comod atât pentru șofer cât și pentru pasageri. Copiii, cel mai important, nu obosesc de la drum, ei stau la masă confortabile, joc, mai privesc desene animate, adică pentru copii e foarte confortabil să călătorești cu rulota. Avantajele călătoriilor cu rulota sunt o mulțime, însă una dintre cele mai importante este că scapi de sedentarismul din hotele, astfel că locul de vacanță sau camping poate fi orice parcare sau spațiu destinat staționării și care ți-a făcut din ochi. Nici deservirea acestui tip de mașină nu pare a fi cea mai complicată. Acum sunt și tehnologii speciale și chimie specială, adică nu e ceva disconfort sau incomodități în deservirea autorulotei. Dacă peste hotare călătoriile cu rulota au devenit un adevărat trend, această inițiativă încet încet prinde contur și în Moldova. Deja sunt grupuri și anul trecut facem cunoștință cu toți rulotici din Moldova. Am organizat primul festival de ruloci și autoruloci din Moldova. Chiar în 3 săptămâni am organizat un festival și am adunat 20 de posesori de autoruloci din Moldova.